Salutare, mă băieți, și bine v-am găsit la primul clip de pe canalul ăsta nou. E bine, în primul clip de pe canalul ăsta nou vreau să fac un clip mai special. L-am găsit pe băiatul ăsta mai devreme, acum uite, deci noi l-am găsit cu Mădălina. Face și el live, nu știu ce, nu e ceva promovare sau ceva. Băiatul e mai slăbuț, i-am scris acolo frumos pe live că salut, că nu știu ce. Mamă, și-a dat un hype de la... Bă, de la nebun, bă, n-am mai văzut pe nimeni atât de fericit. Și am să fac bucuria să ne jucăm un match. Ei bine, el nu știe că noi filmăm. Eu sunt cu Mădălina pe voice. Puțin de hype, bă. Hai strocea. Ia uite. Unde-i spiritul? Puțin de hype, asta a zis place, să ai citei, mai fieri. Bun, ideea următoarea. Asta îmi place. Asta îmi place că... vorbeam cu Mădă, nu știu exact câte vizualizări o să facă clipul ăsta, nu uitați să dați câte un like pentru că ajută super mult. Pe canalul ăsta o să postăm două clipuri pe zi, adică dimineața practic va fi câte un clip de gameplay, iar seara va fi un clip de reacții, pe lângă canalul mare care va fi un clip pe zi. Bun, ideea următoarea, am zis să facem și noi o bucurie pentru că gen, mă gândeam atunci când eram eu super la început, știu că mai mi-au intrat mie ceva persoane de astea foarte, foarte cunoscute, nu mai știu exact să dau un nume, dar știu foarte bine că mi-au luat o insane de motivație și hype atunci. Ei bine, băiatul ăsta ne-a invitat la un meci, ne băgăm la un meci, nu o să stăm, din păcate, pe canalul ăsta mic să edităm chestii, poate pe viitor, dacă vă place și vi se pare ok, ne băgăm la creație și atunci, hai să mai auzim puțin. Ia să vedem ce mai zice. Trebuie să ne arăți Azirul pe mid, bândac. Acum e... Deci fii atent, era băiatul meu. Mamă, haide, hai băieți toți, mainurile. Hai băieți toți. Chiar sunt curios fața lui în momentul în care o să vadă clipul ăsta. Bun, o să ne jucăm cu Mădălina, o să jucăm și o tactică de suport cu jungle, pe care poate o să vă prezint în clipul următor, pentru că pe canalul ăsta vreau să fie vreau să punem o grămadă de clipuri din seria aia cum să joci un anumit campion. Și eu jucam, știți că gen sezoane trecute jucam câte un campion pe fiecare gen, nu conta de lane, de chestii de genul ăsta, și jucam în stilul în care cred eu, consideram eu că este ok să îl joci, știi? Și practic am văzut că asta a ajutat super mulți oameni, așa că probabil pe canalul ăsta seria asta o să o începem după clipul ăsta, bineînțeles, și seara câte o reacție la un player insane, la o chestie făcută, trimisă de mamă. Pe și merge. Sunt doar 3. Hai. Veniți. Mădălina? Bun, hai să facem. Ok. Este bine. Let's go. Bun, ne jucăm Rengar. Vreau să mă joc Kha'Zix, gen, dar din păcate nu l-am pe contul ăsta. Așa că ne jucăm și noi ce avem. Așa că lăsați-mi în comentarii dacă mai aveți clipuri împreună cu Mădă. Cum ar fi, ești nebun să facem dalea cu dual web și chestii. Mai greu să trebuie să cumpărăm web. Da, vedem. De live-uri o să ne lăsăm o perioadă. De ce? Nu mai îmi face plăcere să mai mă joc League of Legends pe EUNE, pe contul meu, pe main. Nu îmi mai face plăcere. Am dat de o grămadă de oameni care făceau win trade, care gen, efectiv, ca să înțelegeți și voi, pierdeau meciuri intenționat pentru că prietenul lor era în echipa adversă, chestii de genul ăsta, așa că o să facem o pauză de live-uri și ne vom concentra pe... clipuri de LOL și vloguri. By the way, pe canalul mare cel mai probabil astăzi este postat deja un vlog. Nu știu dacă veniți de la vlog sau invers, nu știu cum vedeți. O să începem să postăm vloguri. Avem mai multe filmate alături de prietenul nostru Robi, da, de Robinet. Avem mai multe vloguri filmate și o să începem să le postăm. Și pe lângă astea și LOL, bineînțeles, cu o grămadă de oameni buni care merită apreciați și merită descoperiți. Și în același timp, pe canalul ăsta mic o să continuăm noi seria noastră în care educăm oamenii. Știți că am avut la un moment dat o serie în care am explicat pentru începători ce înseamnă League of Legends, cum te duci și așa mai departe. A fost apreciată seria asta pentru că sunt mulți oameni care poate se apucă acum de LOL și nu știu exact multe chestii. Așa că o să reîncepem nebunia aia. Sper că o să vă placă, sper că o să aveți ce să învățați de aici. Eu o să mă chinui să dau din nou improve-ul nebun ca să pot să mă ridic la standardul la clipuri. Oricum, știți foarte bine, adică gen, am văzut foarte mult că v-a surprins enorm de mult de cum m-am pus să mă joc serios pe main, că s-a făcut diamondul nou la instant și se făcea și mesterul dacă nu mă enervam eu. Jucătorul încă e acolo, băieți, că nu m-am mai jucat eu serios și nu prea m-am mai apăsat. Asta este fix partea a doua. Efectiv, asta chiar e partea a doua. Bun. Acum hai să vedem meciul ăsta exact cum o să cărăm. Bun, practic și meciul ăsta o să fie un mic tutorial exact ce fac și ce am de gând să fac meciul ăsta, pentru că
Vreau să începeți pe canalul ăsta mic să învățați anumite chestii. Învățați anumite chestii pe care le-am învățat eu, pe care le-am spus și la coaching și mai multe, mai multe lucruri de genul ăsta. Bun, hai să luăm... Braier în teorie ar trebui să fie în ăsta zi, în în botsite. În botsite pentru că... Na, o să îi lăsăm noi un ord aici la știu și ne dăm instant recall, că oricum ne oprește nimeni. Braier e acolo în botsite, ne dăm recall, nu avem ce să facem din păcate. O să jucăm, vreau să mă joc, dar hai să ne jucăm la hubris, hai să ne jucăm la build-ul normal și poate după o să mai testăm chestii. Lumea înainte pe Rengar juca chestia aia cu Voltaic, dar... O să vin imediat pe bot. Încerc să nu mor, te rog. Are treșana, ok. Bun, o să încercăm să mergem pe bot, să facem double kill-ul ăla. Briar e în top site. What? Briar e în... What? Deci Briar a făcut... Mă, ce se întâmplă, mă, cu băiatul ăla? Bun, din păcate în divizii în divizii mai mici unele chestii, nu știu, se întâmplă total pe dos, dar e ok, asta nu înseamnă că trebuie voi să nu mai executați toate chestiile corect, da? Doar pentru că băiatul ăla nu a făcut ce trebuia în momentul în care trebuia. De exemplu, Briar a fost aici la invade, nu a fost Briar la invade, așa că cel mai probabil Briar era în topside și a început jungla din topside. Poate am greșit eu și nu m-am uitat atent. De ce și-a reset? What? A rămas blocat? What? Am găsit bug. LOL? Okay. Am găsit bug, m-am blocat aici în perete și mi s-a luat reset în continuu la raptori. What? Gen, da, efectiv era bug. What? Bun, da, uite, cum am zis, Briar nu a făcut chestia asta de aici, nu știu exact. Nu știu exact ce avea de gând băiatul ăsta cu noi, dar, whatever, de așa și pe tine, Modelina. Pentru că da. Să vreau să intru la... Ideea e că nu prea... Bine, poți să mergi și cu... chestia asta. Oh Lux. My god, ce am făcut? Am făcut o mare greșeală. Mare greșeală. Și mi-e frică dacă au ward aici. În teorie nu aș fi făcut asta. Vine Briar la mine. Sper că se duce întâi la ăia. Cum îi zice? La Wolf. Sper din tot sufletul că se duce întâi la Wolf. Dacă nu, trebuie să fie ușor pe mine. De aici. Bun, hai să vedem. Da, e Briar acolo, ok? Bun. Bravo, modă. Două secunde. Ok? Putem să luăm pe MF, putem să luăm pe MF, da? Da. Două secunde, păstrăm pentru kill. Nu am luat kill-ul, unde budeți, chat? Două secunde. Opa. Am prins-o. Asta mare aici. Cum joacă băiatul ăsta, hai să vedem ce și băiatul ăsta despre noi. Stai așa puțin, ia. Ia. Nu au zis nimic despre noi? Nu a zis nimic despre să concentrează la mes, ce nu, vrei? Nu, băieții de pe bot. Vin. Bun. Păi cu poate ce să concentrează la meci. Bă, a fost insane cum am sărit acolo și i-am dat lipul ăla. Gen, chiar a fost insane. Bun, acum imaginați-vă, gen, observați că mă deja vine spre mine. Pentru că, ca să înțelegeți, în Halo, mereu de la, mă rog, un pic mai repede, practic, pe la minutul 5, dar, na. Noi am ideea este așa simplă, suportul în mare parte pleacă de pe lane, mai ales dacă adicherul tău nu joacă atât de bine. Da, tocmai i-ai zis lui ăla că e slab, dar bravo, ai zis... Stai, nu, am zis că în mare parte pleacă de pe lane, în special dacă adicherul tău nu joacă bine. Bă, nu mai încearcă să nu mai insulți oamenii, dar e bine. Eu nu-l insultam, zic, în general mă zice acum. Bun, lăsând Caterinca deoparte, căcații și amici sunt super, super importanți în early game, pentru că îți dă un avantaj destul de mărișor, dar pentru chestia asta ai nevoie de suport de fiecare dată. Nu, e prost pe mid, că o să-și dea flash. Zici? Și n-am, da, mă duc în jungle. Cred că are ulti. Mă duc în jungle după asta. Ok, îi mai facem jungla lui asta, îi dăm puțin counter jungle. Asta îmi place cu Rengar, poți să dai instant. Mergem frumos, ne facem full clear-ul nostru, iar apoi o să ne ducem în boss side, băieți. Pentru că o să avem full item deja și după aia o să ne băgăm efectiv să spamăm kill-uri.
Adică tu ce trebuie să faci acum? Trebuie să analizezi doar să farmezi și să nu moare când că sportul trebuia pleacă. Să mai rămâi un pic la mine. Da, e ok, merge. Ne băgăm la invade. Ideea e că avem doar jumătate de item peste el. Peste din păcate ăsta. Nu sunt Jana. Dar nu, unde e Brayer? Alo? Nu știu unde e. Nu știu, nici eu. Sper doar să nu mă prindă. Ah, e la mine. Mi-a dat puțin afară să vreau. Da, e pe bot, e pe bot. Da, nu știu exact ce face băiatul ăla pe Brayer. Da. Vine și Ari pe bot. Da, știu măcar ce se întâmplă. S-a furat toată jungla. Ne luăm repede full item-ul și după aia ne ducem direct în dragon și încep kill-urile, băieți. Începe masacru acum. Bun, am luat și ăsta. Așteptăm în bază pentru că avem gol pe minus, avem runa asta care ne dă practic voie să facem un prumul la provident. Dar dă-ți flash după. Așteaptă. Așa, bravo. Nu! Aia oricum nu se poate să oprească, e ok. Am murit. Insane. N-am vrut să iau kill-ul. Eh, lasă-mă, merge. Bine, dar știi că eu am luat lux ca să car, în caz de ceva. Ca să-mi luăm Jana. A zis, bă, în caz de ceva să facă kill-ul, știi ce zic? Da, în caz de ceva știu. Opa, că sunt eu. Ari acolo? A, ai plecat, nu? Am plecat, era spre low. Dar reset. Nu prea am damage singur să le dau one shot de la 0. La 0 la 100 instant, aia e prost momentan. Deci noi trebuie cumva să ciupim fight-uri și kill-uri de-astea care gen sunt killable, nu oameni la full HP. Dar e ok, ideea e că nu prea o găsim pe Brayer, aia e, măcar, I guess, ne putem să farmăm și prin locuri okay. Prin care nu-ți dai seama din... Da, n-are sens, uite, acum e MF pe mid, adică, pun diviziile astea că ne jucăm flex cu ei și nu știu, e ceva flex de silver, I guess, sau ceva în genul ăsta. Și e pun niște locuri în care, ok, îmi dau uite, acolo uite. MF, e, acum da, uite așa da. Mi-am dat flash din chestia aia chat ca să nu-mi iau zi. Uite pe Sena? Da, am văzut-o. E aici. I-am dat direct pe aia. Ah, dar n-am avut nici. Bă, am și zis unde e. Mă, n-ai să mai luau... Iau lupi. E, sus-te asta, dar n-are eu lupi făcuți. Da, eram sigur. Bă, cum îi citesc pe băieții ăștia, mă? Îi citesc, mă, îi citesc ca pe copiii mei pe băieții ăștia, mă. Ăsta n-are ever pe mid. Na, nu, dar n-are sens. Vino încă o dată la mine, că o să sărim pe ăsta aici. Când vine, haide. Vine. A trecut deja. Ce cringe. Te-ai fător greu. Na, am făcut puțin cam greu. Hai. Tu ai cum termin ăsta, ia uite. Tu crezi că renunți aici la counter jungle ăsta nebun? Stai așa, lasă-l. Hai. Dai și tu, bravo. Bun, Tristan a făcut kill, ho-ho! Îi facem să pară playerii! Uite-l pe ăla, s-ar vrea să vină pe bot, știi. E aici, uite-l. Da, am văzut. Hai pe aici, pe aici la mine. Așa. Hai, hai pui, eu stai pe loc. Aoleo, s-a tras kill-ul pe dreapta de lux. Păi băgă! N-a fost okay, asta. Dă-i în drake, începe Draco. Never mind. Vine repede. Vin. Ok? No word-uri. Gata, nu mai! Bă, de ce dai ultima? Bă! Acum îmi tanchezi, iau kill-ul, nu mă interesează, te bagi în el, tanchezi. Tanchezi, am tankat. Mi-am luat kill-ul. Am înnebunit. Îmi iau toată lumea kill-ul ăsta! Ce atât nebunesc? Îmi fac colector pe Rengar. Înnebunesc cu voi. Ia să vedem ce mai zic băieții ăștia pe live. Nu știu, sunt foarte hai băieții. Câștigă, mă rog, ia soare, un 0-3, un pic așa. Trebuie cumva să ducem meciul în punctul în care le dai un one shot la toți, că pare că nu știu. Păi oricum dai un one shot la toți. Nu știu ce s-a întâmplat. Pe data am 3-1-5. Nu prea pare că dă clip insane ăsta. Nu prea pare că suntem așa wow. Da, e ok, mergem, băieți. Hai. Trolați puțin de echipă, dar n-avem ce să facem, ești bun. Ce să faci, mă? Când ei nu poate să urce la tine, te trag ei înapoi. Vorba adevărată. Vă zic eu, garantat. Stai să termin asta aici și
mergem acum să luăm chestiile alea micuțe. Nu prea avem pe cine, nu știu, vreau să fac multe kill-uri, vreau să-i alerg pe hartă, dar opa, cred că am șanse, actually. Vine acum. Ma! Păi s-a întors ăla înapoi. Sunt trei aici. God. Ok, n-are word. Go, go, go. Hello. Nu spune că e aici, că nebunesc. Ok, e fix aici. Du-te că... Ah. Am păstrat eu Q-ul, că am zis că nebunesc dacă să mai lua un kill. Nebuneam, făceam Collector Rengar. Păi nu, n-am mai activat eu, că dacă activam eu, fi sigur că murea. Da. Bun, băiatul ăsta cu Ari, ce cu el? Nu știu. Da, nu știu. Lasă-l să... N-are ultima ta, să știi. Da, da, nu contează, poate are flash, îți dă eu un aer, nu, și face el ceva. Ceva face el și scapă, 100%, ca ce se dăplă de fiecare. Bă, da. Bun, 2 secunde, am dat click pe bot, de fapt nu, stai așa. Hai să luăm... ăsta. Împinge. Hai mă, vină. Îi dau să mai pe Kenan. Așa, bun. Iar acum dăm în continuare aici pe ăsta. S-a dat râu pe mid. S-a nimerit râu pe mid. Doar dacă vine la noi, atât. Doar dacă vine la noi. Ok, mi-am băgat râu. Mă întorc. Ți-l-am luat. Luăm. Dar nu vrea, nu știu. Nu vrea. Aia e. Mă duc să farmez full. Ce-ai făcut, mă? Păi îți dă burst. Păi da, dar îți dă burst, că e full vitality. N-am văzut. De-aia nu m-am băgat, gen, nici eu. E ok. Și am zis doar dacă vine ca bait. Mamă, și... Ia, hai să lăsăm pe băieții ăștia în fundal puțin, să vedem cam ce zic despre noi. Băi, și am jucat Maokai suport, frate, mamă, ce faci Maokai. Nu știu, băi, ce pare că vorbesc de altceva, pare că nu le pasă că câștigă, nu știu. Dar cred că nu-i prind eu 100% la... Cam asta trebuie să faci, care ultima ta aia. Cred că nu-i prind eu la timing când vorbesc, gen, știi? Eu i-aș lăsa non-stop pe fundal cea, dar mică, zic unii cu hâs jonule cu asta și nu e chiar optim, gen, înțelegeți? Nu e bine dacă înjură vreunul. Te-a. Hai că-i lăsăm așa pe fundal să vedem ce mai zic cu aici acolo. Îi spargem. Mâine vin la Pipera, bă, Filipe. Ia uite, ăștia îți dau întâlnire la Pipera, la astea. Da, da. Cu asta mică, cu Rebecca. Cu 6 luni și aia. Am emoții. Rău de tot. Zi pe live că te aud. Ia, stai așa, stai să l-auzi pe live. Ai zis că are emoții, mă. Bă, trebuie să fac și eu live-ul seara asta, bă, dar... Ai zis că e târziu, era nou. Mai e cineva care mai face live acolo? A, spune-mi, face cine așa, câte o bucurie, mă, că e frumos. Ia să vedem. Trebuie să-mi dau data astea de la TikTok, trimit-o ăla, ca să fac și pe... Ba, mă, nu cred, mamă, deci mai îmi spă suflet cu vorba asta, zi pe live că te aud. Ai auzit, mă? Să fac și pe YouTube și să fac și pe TikTok. Vino cu ce fericite când... Mamă, te știi când mă ferească Dumnezeu dacă am mai avut așa meci. Mamă, nu mai pot. Bă, te zic de acum, mersi pentru meci. Ce fericite, băiatul, mă. Da, îți dau imediat, moderator, poți să intri când vrei să... Gen. Nu trebuie, mă, să dea nici moderator, mă. De lângolo de moderator. E bine că e fericit, mă, bine că am făcut seara fericită. Efectiv. N-am jucat bine cu asta. Efectiv. 2 secunde ca să iau ăsta. Efectiv, mi se pare insane, da, că nu a trebuit nicio sumă de bani, nu a trebuit niciun efort fizic, nimic, pentru a face seara cuiva mai bună, gen. Acum, mamă, dar știi când plăceau alea ce le-ai trimis tu? Cât de bine arată. No cap sau ceva, stai că l-am oprit puțin. Gen, și ce zic, bă, dar nu știu. I-am făcut, efectiv, luăm ăsta, i-am făcut seara mult mai fericită. El până în momentul în care va dormi, poate și mâine, el va avea o seară fericită, că a avut șansa să joace cu ceva la care să uită. A fost insane pe live, a mai și câștigat. Gen, să vede că e un om care se uită la mine, pentru că e foarte, foarte vesel de chestia asta.
Nu știu, și nu mi se pare că am făcut nimic... Da, și nu mi se pare că am făcut nimic spectaculos. M-am jucat cu el și încerc și eu să dau bine. Uitați-vă și voi la farm, la alea, la alea, știi ce zic? Încerc puțin să fiu un pic tryhard, n-o să mint. Dar, bă... Până la urmă, reputația noastră aici în joc, mă, băieți, trebuie să... Fim bine, nu? Ia să vedem pe Yasuo, ia stai. S-a enervat Yasuo, ia. Mamă, ușor mă, dacă... Ah, lol. Ah, bă, ok. Hai că seara înapoi poți, da? Da, cam tare campionul meu. Briar... Briar s-a cam dus acolo, nu știu ce au băieți așa cu dragonii. Nu știu, toată lumea disperată de dragon, dar... Dar e încolo, ești nebun. L-aș bate și pe băiatul ăsta pe top. Știu cum sunt, eu nu merg pe top niciodată, ba pe Charlie. Ia să vedem ce a zis. La 1, ia duc la rog nostru. Ia, ce-ai zis de ăsta? Rengar. Ia, ce-ai zis, acum vin. Dar are și viteză. Mamă, Nina, știu că vii! Ferească Dumnezeu! One shot, bă! În turetă! Bă, cât... Yeah. Ați uitat? Că au băgat o grămadă de iteme noi cu Assassin în sezonul ăsta. Vreau ordinary să nu mă știu. Bă, cât de fericit e băiatul ăsta, mi se pare ireal. Bun, revenind la meciul nostru, o să mă duc să-mi iau share-ul la UGS. Nu mai fac ăștia... Zice, nu știu de ce o iau, trebuia să-mi iau niște acțiuni mari de ăsta, să mă joc așa un pic la Caterinca, da? Merge. Vreau să-i pectuiesc pe ăștia la dragon, ca să vină să mai facem niște kill-uri la dragon, că avem prea puține aici de bun. Avem farm decent, zic eu. Chiar avem farm decent, mai merge aici puțin, bam, bam, bam. Așa un pic. Așa, da. Ăla... Bat mai mult ăștia în challenger, ne batem noi în meciul ăsta. Hai că mi-am dat rău. Mătălina, ce s-a întâmplat? Dezastru pe Bernabeu! Nu, mi-a dat în aer. Am văzut asta. Băi, băiatule! Ce sunt? Eu asta am văzut, dar am vrut să nu dau rău, dar până la urmă am zis că trebuie să moară, știi? Mă, ce s-a întâmplat acolo? Bă, a fost puțin unlucky că erau cam toți acolo. M-am dus puțin, uite, asta e ideea, asta e downside-ul. Gen, la un campion, mulți când se uită, uite, mamă, aproape 10 CS pe minut, nu știu, 7 CS pe minut, chestii de genul, când am mai farmat eu acum. Așa, cor mare, nu știu ce, gata, bă, te baci în toți, nu e adevărat, că nu e chiar așa, gen, știi? Uite, o greșeală de genul, pap, s-a dus. Dacă eram aici anelul mai mare, mă pedepsa bine aia cu 1000 bounty, ești nebun? Dar, da, clar. Nu e cazul. Bun, pare că sparg și băieții ăștia, nu știu ce să zic, mamă, cred că joacă asta băiatul ăsta la potențialul maxim al lui vreodată. Și foarte bine, gen, știi? Că, na. Corect. Bravo, foarte bine. Ce facem, mă? Nu vrea să sară. Mă, adevăr. Ok? Da. Dragonul nu e voie. De ce, măi? Mamă. O șansă. Ok. Și ești Mădălina pe lux. Da, eu sunt. Opa. Ok. Oare? Ah, dacă puteam să sar. Da, lucky un pic. Mamă, cât damage! Well, a mers! Aveam Q încărcat acolo, Q-ul ăia empowered, nu mi-a expirat să genți. Fuck, ăla e gameplay, cred că nu-ți imaginezi. Bă, e full... e cam full de-asta, cum zice critică, deci... Ah, da, make sense. Nu se mai joacă cum se juca înainte. Ia să vedem pe ăsta cu Briar. Opa! Briar? Briar, te pup, Briar. Ce s-a întâmplat acolo? Nu prea l-am înțeles pe băiatul ăsta.
Nu prea am înțeles băiatul ăla ce... Băi, e foarte enervant Ahri, că tot poate să fugă în toate direcțiile. Are și charmul ăla. Nu vine nimeni. Da, nu știu, Ahri e foarte enervant. E un campion enervant. Merge. Ok, avem 200... Mamă, avem 100 farm peste ăla, peste legenda... Ah, legenda! Legenda cam nu e legenda. Mamă, i-am zis. Ah, ok, ai zis tu. Mamă, mi-a zis ceva. Te-ai înjurat de mama. Mamă, și ție la fel. Nu știu ce dracu a zis. N-am nici mică idee, dacă știi ce, careva ce mi-au zis ăștia băieți, vă rog să-mi ziceți, dar... Aoleo, săracu de tine. S-a dat flash? Ce-a făcut? Nu știu, s-a teleportat prea repede și a dat Yomus, gen. Asta-i? Mama? Hei! Hei, whoop! Hai, toată lumea mâine în aer! Award! A plecat râu! Hello! Opa! Hello! Toată lumea mâinile în aer! Opa! Da, o să plec de aici. O să plec că nu vreau să le dăm man prea repede gen la băieții ăștia. Opa, vin Mădălina, vin... Bă, enerva băiatul, să-i dau cu nervi! Băi, v-am zis, mi se pare foarte fun să te mai joci prin divizii mici, să faci și clipuri de genul. Dar în același timp, nu știu, să mai și explic. Eu v-am explicat cam în mare parte tot ce am făcut meciul ăsta. Bine, probabil în următoarele clipuri o să fie și mai explicitate de ce, cum și așa mai departe gen. Dar, na, clipul ăsta a fost mai mult despre băiatul sau care am jucat și am zis să fie acolo frumos. Mamă, mi-aș lua... Cine e? Topul? Da, e Ione. E Ione. Ia să vedem ce mai zice pe aici. Ia. Șterge cu ei pe jos. Ai auzit? Cine? Facem un băiat în confă. Mamă, dar șterge cu ei pe jos. Da, e, nu știu, mie mi se pare super, super amuzant și în același timp eu am zis, nu mă consider jucător bun, chiar dacă am avut eu niște achievement-uri acolo în trecut, băieți, și probabil în viitor mai facem, nu mă consider gen super talentat genetic. Deci, practic, tot ce fac eu puteți să faceți și voi, gen, puteți să mergeți așa pe hartă, să-i omorâți pe toți și să vă dați mari în fața prietenilor voștri, adică sunt foarte multe tactici super ușor de executat în divizii mici, cu care puteți după aia să vă dați mari în fața prietenilor voștri, că jucați în felul ăsta și ia uite ce bun sunt eu, gen, știi? Și dacă vreți chestii de genul ăsta, facem multe dată. Mamă, am ultimata la 15 secunde cu... What? Bă, cred că mă mai joc așa. What? Am 0 cooldown la ultimata. Dacă faci kill? Da. Păi ai de la itemul ăla, da, ăsta. Da. Ia uite. Opa. Te rog, vine mai aproape. Please. Nu vine, mă. Da, o să mă puțin. Trebuie să fie unul prost. Nu vine, mă, nu vezi? Incredibil! Oh. Gata. Nu le dați end, please, nu le dați end. Bine, gata. Lasă-i, mai lasă-i. Gata, bun. Să mai continui așa. Nu spre mine! Lasă-i să-i bată. Bă, de ce nu lăsa să se bată? E, voiam kill. Of! O mădălina trebuie să o băgăm în chestiile astea de filmat, de video. Încă nu s-a făcut niciun dragon, băieți. Bă, dar chiar, încă nu what s-a făcut the hell? Cred că mi-a venit și o idee de clip cu titlul și astea, dar o facem separat din nou, gen. Paznicul dragonului, o să se numească. Mă lași pe mine asta. Acolo ca ward. Ce mă, nu, de efectiv oricine vine îi spargem, îi batem în continuu. Bun, avem 240. Ma, what the hell, dar când ai farma de atât? Pe ăla n-a avut junglă. A, dar știu, dacă era pe altă planetă și mergea peste tot, oriunde? Păi nu, că am luat și eu, am luat-o și de față cu el, gen.
Săracu. Păi săracu, bun. Ce vrei? Hai să vedem unde apare. Bun, unde apare prima țintă? Prima țintă. Nu, topul nu-i bine. Două secunde. Se încarcă racheta. Două secunde. Da. Target locked. Nuke! Mam, băiatul ăsta n-a vrut. Mamă, dacă dai, what? Nu ești... Ah, n-am apucat să dau W, că îl băteam dacă nu dăm W chat. Close. Unlucky. Nu prea e bun, ăsta. Și acum am trollat rău tot. Că n-avem bandă item. Unlucky. Mamă, dar o să dea ăștia end. Nu, pleacă de acolo, pleacă de acolo, lasă-i! Bine, oprește-te! Gata! Așa. Oprește, pleacă odată acolo. Bun. Nu prea e bun Essence River-ul chat. Nu prea e bun deloc Essence River-ul ăsta. Uite, mai trebuie 150 gol până la ăsta. Bă, dar oportunity n-am făcut deloc. Stai mă că-l facem acum. Gata, mă. Bun, deci s-a făcut. Acum ne mai trebuie Trinity să vindem buții să luăm Trinity. Cam ăsta ar fi... Gen football. Ah, eu nu mi-am luat, da, nu mi-am luat în loc de Action Mark, venea ăsta, cum zice, Age of Night-ul, care ne mai protejea două abilitate, două chestii de aia. Să faci și tu blue-ul ăsta. Două secunde, că băiatul ăla cam vrea Dracu și cred că e timpul să... E timpul de ceva, rău, de tot. Lasă-l, uite-mă. Uite-te puțin la mine. Uite-te puțin la mine, mamă, zici că-s Kawasaki. Dă-te la o parte. Verstappen pe pistă, băieți, Verstappen pe pistă. Atenție, aproape se ia lead-ul. Vine Verstappen la linia de sosire. Ajutor, Verstappen, poți să vii. Da, am lăsat dragon așa. Bă, nu știu de cine, eu m-am dus aici, gen. Să-ți dau report. Ok, două secunde. Am iar ultima ta, by the way. Asta o să dea flash, dă flash. Eram sigur. Bă, da, a dat bine flash. Da, a dat bine flash-ul. Că m-a trollat pe mine. A, dar nu mai scapă. Nu. Bravo, frate. Aproape că făceai tu ceva. Nu le dați end. Ok, mai vreau puțin HP. Bun. Trinity. Trinity costă 3330. Mamă, mai avem până la Trinity, bă. Dacă zice să crezi, încă mai am până la Trinity, pentru că ea nu mai dau gol, gen. Da, știu. Nu cred că mai dă niciun de la ei. Poate are și cu gameplay, dar... Incredibil, nu mai dă niciun gol, trebuie să farmez în continuare. Nu știu, să mă mai duc, să mă mai bat, vreau să fac full build-ul. Bun, hai să vedem, 1v1 cu baronul. Să vedem dacă îmi trebuie neapărat Trinity sau nu. Vrei să vin și eu sau vrei să faci tu singur el? Nu e. Ok. Bun, să mai dă râu? Vezi că-s acolo. Oh, uite-l aici. Sunt mulți. Ok, bun. Că și mi-am luat manșat acolo. Item în sfârșit. Gata. Bă, da, băieții ăștia trebuie să mai moară, bă. S-a făcut dragonul, by the way. Aoleu. Dar să mai moară ei. Ia să vedem ce damage mi-au dat foarte mult. Mi-a luat baronul, mi-a dat 1000, dar eram low eu, ok, eram low de tot. Deci au critică. Critică cu lethality, critică. Ia stați-mă două secunde, vindem buții și luăm Randuin. Ăsta mai oprește critică, critică strike din 30% less to you. Gata, le-am dat counter la tot. Bă. Ce se întâmplă, Madalina? Dă-te spate, dai râpă wave. Dă-te spate și dai râpă wave. Dă râpă wave, cumva. Bun, bravo. Jihadul, băieți. Hai, băteți-l pe ăsta mai repede. Mamă, mi-a dat slow. Uitați-vă și voi. Run! Vin! Ha, mă, gata, s-ar băia. Că s-o mai țin.
Bun, hai să mergem să dăm end. Gata, dăm end acum. Dăm end acum. Gata. Asta voiam să zic, e nevoie de end, crede-mă. Nu, nu, nicio șansă să ne bată ăștia, Vlad, dacă mă joc serios, n-au nicio șansă, eu m-am... Bine, știu ce zici. N-au ăștia nicio șansă, că să scaleze ei. Fii atentă, abia am dat rău, 3, 2, 1... Știu că e 1 pe 1, știi? Mm-hmm. Eu nici n-am mai făcut level de când am plecat de pe lane. Mm-hmm. Am mai bătut unul. Am dat click fără să vreau. Ok, bun, 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 bun. Easy, 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 easy. 20 secunde. Nu prea ne mai mișcăm așa agili, pot să zic, atâta pot să zic despre mine. Bun, acum joacă corect, mă duc, joacă corect. Bravo. Dar nu a vrut băiatul ăla, nu. Da-te de aici. Le dau așa backdoor ca ultimul. Ca ultimul. Ăsta a fost clipul, băieți. Sper că v-a plăcut primul clip de pe canal. Chiar mi se pare insane. O să las și linkul la băiatul ăsta la YouTube în descriere. E divizie mare, dar măcar să-i facem o surpriză frumoasă fix când o să fie postat clipul ăsta. Abar n-am câte vizualizări să facă. Nu știu, e canal nou, dar sper că vă place și canalul ăsta. O să încerc să-l boostez cât pot de mult cu canalul mare. Dar și pe canalul mare o să postăm în fiecare zi de la ora 1, iar pe canalul ăsta de la ora 8 dimineața un clip. Nu? Da. De la ora 8 dimineața un clip și de la ora 5 alt clip. V-am upat, am fost Fury, ne auzim la următorul clip, care probabil o să fie reacție după canalul ăsta la ora 6. Sau 5, am zis? Nu știu. Vedeți voi în banner. Pa, pa!